Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog de la Hărău cu solarile. Haideți să vă arăt, dragii mei, cum au răsărit aici răsadurile, care sunt plantate de câteva săptămâni. Am trecut cu bine și peste perioada asta cu minus 7 grade. Cu ajutorul invenției făcute de Claudiu cu ghivecele cu ceramică. Urmăriți imaginile să vă arăt cum au reșit răsadurile. Stați cu ochii pe noi. Să vă arăt aici, dragii mei, cum au reșit răsadurile. Voi care ați comentat că centrala asta nu face față când au fost minus 7 grade, uitați-vă și voi. Au făcut față, au făcut. Pentru cei răutăcioși care au spus că n-are cum să facă față la minus 7 grade, cu astea două ghivece cu lumânări în ele. Uitați-vă, dragii mei, cum au răsărit răsadurile. E bună invenția. Foarte bună invenția. Aici e dovlecenul, plantat sâmbătă. Dar era afară dacă l-a acoperit. Dar uite că a ieșit, aici acolo. Da, ce l-ai pus la tu ea? Calciu? L-am pus, pune mi 11.44 și am pus. Îmi dai și mie o mână. Da. Asta e dovlecenul, mă. Dacă l-a dat aitonul și l-a acoperit, a ieșit deja. Da. Acesta a fost și vlogul nostru de azi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un coment, să vă abonați la canal, în caz că n-ați făcut-o, să dați un mare like, să apăsați clopoțelul ca să fiți notificat tot timpul când postăm. Până data viitoare, v-am lăsat. Aveți grijă de voi. V-am pupat.